Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am zis să fac un clip legat de orhideele noi. Și când spun orhidele noi, mă refer la orhidele cumpărate de curând, ce ar trebui să știm noi și ce ar trebui să facem și la ce să fim atenți. Pentru a putea le cât mai bine, trebuie să știm ce fel de orhidee este. Dar noi vedem lucrurile care sunt în afară și da, dacă cumpărăm orhidee farinopsis, bineînțeles că vom avea parte de un ghiveș transparent. Iar cel că transparent ne va ajuta pe noi să știm ce fel de substrat ca să știm o să o dăm. Dar ce ne facem noi atunci când avem de-a face cu orhidee care nu au ghevecile transparente? Așadar, ce facem în acest caz? Sau, de exemplu, această orhide de aici, o și mă gândeam pentru că a început să facă creștere nouă, are trei creșteri și mai mă aștept să facă și o creștere nouă din partea aceasta de aici, pentru că fiecare creștere nouă, mă rog, nu s-a maturizat încă pe deplin, vedeți, acesta este un pseudobulb, aici este o creștere nouă care am florit, dar nu pot să spun că s-a maturizat. Bun, și spuneam că fiecare creștere nouă a făcut câte, un, câte o creștere nouă, era să i cât un pui, dar nu-i pui, creștere nouă. Și am de aici, avem două crește noi și de la acest pseudo și mă gândesc eu că s-ar putea să facă o crește nouă și acesta de aici. Bun. Și atunci, noi deci nu avem parte antifești un transparent în această situație și cu toate astea noi trebuie să știm cu ce avem de face ca să știm să o dăm. Și o să vă spun o chestie. Cum mulți ani în urmă am cumpărat prima mea ori de scumpă. Și să vedeți și chestia, avea un chiveci trans, nu chiveci, trans, scuze, un scuze, uh, uh, mat, deci netransparent. Și am observat că aici deasupra era scoarță, o scoarță în aceea destul de bunici, adică nu era nicio scoarță măruntă, dar nici pot să spun că era de fracție mare, deci potrivit, aș putea spune. Și pentru că ați văzut că sunt acele găurele de dedesubt unde se scurge apa, m-am uitat în acele găurele și în partea de jos am observat că era tot scoarță. Și eu am îngreșit orhidea respectivă, bazându-mă pe faptul că orhidea are doar scoarță. Și uh, abia când am murit și a început, de fapt, să putrezească, mi-am dat seama că atunci când am scos în substrat, să vedeți și chestie, avea scoarță sus, scoarță un pic de -o scoarță jos și la mijloc mușchi, sfangul mai exact. Și a rămas un pic șocată și chestia asta, până m-a ajutat într-un fel, în sensul în care trebuie să știu, de fapt cu ce am de-a face ca să știu cum să-mi cu orhidea respectivă. Da, știu că este zygopetalum, da, știu cam uh, despre ce se vorba, că nu e prima orhidee zygopetalum, dar să știți, pentru că am cumpărat, am, cred că am vreo trei orhidee zygopetalum, am observat că nu toate au același tip de substrat. Da, de adevăr, poate e mai mărunt, poate e mai nu știu cum. Dar am avut de fiecare dată substratul puțin diferit. Nu a fost niciodată la fel. Și atunci de unde știu ce substrat are? Da, văd ce este pe aici, văd rădăcini de aici. Dar oare știu ce este aici? Da, aș putea să mă uit cele acele găurele de ventilație sau, mă rog, de, de drenaj, dar nu văd prea multe. Și atunci, în cazul în care nu vreți deocamdată să schimbați substratul, dar trebuie să știți cum o dați în funcție de ce substrat este, faceți felul următor. Presați puțin ghiveciul ca și cum ați vrea să scoateți de a de a, schimba substratul, dar fără să schimbați substratul, mă rog, dacă considerați că trebuie schimbat, puteți să schimbați și eu o să schimb, dar mă aștept puțin ca aceste crește noi să mai crească puțin și mai aștept să apară și din partea cealaltă și pentru că vreau să îngrijesc foarte bine, trebuie să mă uit. Și mai este un alt aspect. Am observat că foarte multe orhidee au, ă, știți acele biluțe, sunt de fapt încrășământ cu eliberare lentă și o să vă arăt pe și la această orhidee care are multe, multe biluțe cu eliberare lentă. Avantajul unui ghiveci transparent, bine, aici este mască, este mă rog, aproape transparent vasul, dar o fiind transparent, acele biluțe se pot vedea destul de bine. Și de ce e important pentru noi să știm? Nu știu dacă se pot vedea pe aici, cred că pe partea cealaltă erau mai multe. A, uitați, de exemplu, aici. Vedeți acele biluțe? Da, sunt cu un Având te a face aici cu un vas net care nu este transparent, eu nu știu exact ce am. Eu pot apărea multe probleme. Poate are aceste biluțe cu îngrășământ și o fertilizez și atunci s-ar putea că să aibă de suferit pentru că are prea mult îngrășământ, pentru că există și varianta aceasta, să aibă prea mult îngrășământ. Și atunci este foarte important să știu ce este înăuntru. Să știu ce substrat este, să știu ce stare sunt rădăcinile, pentru că dacă sunt rădăcine, uh, nu știu, care nu arată prea bine, atunci opresc aparatul uh, de umiditate. Bun, de ce ziceam? E foarte important să știu ce am, cu ce substrat am de-a face, în ce stare sunt rădăcinile. Uh, pentru a ști ce, ce fac mai departe, pentru că dacă sunt probleme cu rădăcile, dacă sunt probleme foarte mari cu substratul, eu fac acest lucru mult mai repede, schimb substratul mult mai repede. Deși am făcut un tratament preventiv cu fungicid, pentru că vreau să mă bucur de ea și mult mai bine să prevenim decât să tratăm. Și, dar, ce facem? E bine, încercăm, nu apucați de creșterile noi, uh, apucați mai bine de pseudobulbi, undeva de jos, dar fără să răniți vreo rădăcină sau. Uh, nu știu, vreo de nouă, va de jos și pur și simplu trageți. Eu am mai făcut asta mai devreme și am observat că are și câteva biluțe cu îngrășământ. Deci trebuie să am grijă atunci când o fertilizez, numai că acest îngrășământ nu este pe o perioadă, nu știu, nu știu, fie are 3 luni, fie are 6 luni, din câte am observat. Acum eu nu știu când au fost puse, dar s-ar putea ca să nu fie nicio problemă dacă o fertilizez normal. Pentru că s putea să nu mai fie așa concentrat, pentru că ele se liberează, liberează și la un moment dat, vă dați să mă, că nu mai sunt bune. Bun, am scos și am rămas uh, plăcut, surprinsă, care are niște superbe. Am găsit și una care era moarte, era puțin deasupra, dar am luat-o și cred că am pus-o în vas pe undeva. Nu știu unde am pus-o. Pe, pe undeva. Deci, la cum se prezintă orhidea mea, eu nu fac foarte mare, nu fac griji, nu fac prea multe griji, pentru că văd că are rădăcini bune, substratul nu văd că ar fi mucegăit, că ar avea diferite probleme, fungi sau spor de funci. Sau... Deci, nu, am întrebări este puțin cam multe, dar a fost o, dată ieri. Și dacă nu vreau să schimb substratul acum, eu știu cu ce am de-a face. Eu știu la ce să mă aștept mai departe și știu ce am de făcut. Și acum eu știu practic că nu trebuie să mă grăbesc cu uh, schimbarea substratului, pentru că de multe ori când am schimbat substratul în creșterile noi erau la această dimensiune, uh, am rupt, mi s-a întâmplat de câteva ori să rup creșterile noi și este păcat să ne grăbim, cel mai bine să facem la, la momentul potrivit. Și mai ales că s-ar putea să fie și din partea aceasta o creștere nouă, e bine să așteptăm ca să știm cum o punem în ghiveci. Pentru că dacă nu e o, schimbăm substratul, o punem, în, o punem ghiveci și apare o creștere nouă pe undeva de pe aici, bine, nu poate să apară de aici, dar dau așa că e un exemplu. Adică am nu e greșit și apare o creștere nouă de aici, vă dați seama că o să fie foarte înghesuită și o creștere nouă se va și o face și la rândul ei. Și atunci o să mă gândesc puțin în viitor. Ascuse că am pălăvrăcit, dar... Uh, sunt niște lucruri, zic eu, interesante. Ne ajută pe noi să știm cu ce avem de-a face. Eu una mi-am învățat lecția de când am dat foarte mulți bani o idee și eu am dat o știință care scoarță, pentru că să vedea scoarță sus, scoarță jos și nu, logica care era. Este să te scoarță, dar nu, era mușchi la mijloc. Și audând-o, vă să mă arăt cine a putrezit, ori de a fost, vă dați să mă s-a a putrezit și ea. Și atunci e important să știm cu ce avem de face. Într-adevăr, că nu putem să știm chiar totul. Noi nu știm ce este în mijloc, pentru că noi vedem doar la exterior. Dar oricum ne putem face o idee cam despre ce e vorba. Acum, din nou, dacă orhidea are puține rădăcini, o dăm în funcție și de acest lucru. O dăm în funcție de tipul de substrat. O dăm în funcție de perioada. Când prea crește, o dăm și o fertilizăm. Dar sunt multe aspecte. Noi trebuie să știm. Vedem în exterior, vedem frunze, vedem creștere noi sau vedem pseudobulbii, dar trebuie să știm câteva lucruri. Deci trebuie să știm ce fel de substrat avem, dacă este de acolo până acolo același tip de substrat, dacă rățin apa, dacă sunt probleme, dacă sunt fungi, spori, dacă sunt beluțe cu îngrășământ. Acum noi nu știm când au fost puse, dar ne gândim acum nu oricum nu strică întotdeauna mai bine să folosim mai puțin îngrășământ decât mai mult, pentru că nu vrem să stricăm rădăcinile. Bun, cam asta a fost clipul de astăzi, sper că nu v-am plictisit și dacă aveți sugestii pentru clipuri noi, le așteptăm bar comentarii și ne auzim pe curând!